Da, trei puncte foarte importante, mai ales că nu îi mai bătusem de mult. În prima repriză cred că am jucat foarte bine, pe lângă faptul că am marcat la unele faze, am făcut și puțin spectacol. În a doua repriză ne-am retras puțin, am încercat să ținem de rezultat, dar chiar și așa, cred că ei nu au avut nicio ocazie mare de gol. Un rezultat fragil, totuși. Fragil, dar eficient în același timp. E clar că poate fanii noștri sau chiar și noi ne-am fi dorit să marcăm mai multe goluri, dar până la urmă victoria rămâne victorie. Se poate spune că s-a găsit formula ideală pentru Sorinel Coman și Tavi Popescu, cumva? Rămâne de văzut. Astăzi chiar și jucătorii care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine. Competiția e mare, lotul e valoros. Până la urmă trebuie să joace cel mai în formă jucător. Copil albă și ar fi faptul că nu ați mai primit golul în această seară? Da, chiar după o serie în care... un aspect care mă bucură foarte mult. Mai ales că au fost unele partide unde au apărut comentarii că nu știm să ținem de rezultat sau că e un moment psihologic peste care nu știm să trecem. Astăzi am demonstrat că e contrar discuțiilor. Da, consider că încă mai este o problemă acolo în apărare de rezolvat, că trebuie să mai găsiți o formulă, pentru că s-au tot schimbat. Da, dar din punctul meu de vedere, ambii fundași centrali au jucat fără greșeală. Cum am spus, am făcut pasul înapoi, i-am lăsat puțin să joace, dar chiar și așa nu au avut oportunități de a marca. Cum se vede perioada următoare? Cum o simți? Cum o vezi? Din punctul meu de vedere, arătăm bine. Mai ales că am venit după o înfrângere, echipa astăzi a intrat cu încredere, nu a fost apăsată de rezultatul de la UTA. Și asta mă face optimist. L-am văzut și pe Malcolm Ejuma încercând un artificiu, apropo de spectacol, spuneai acolo. Da, da, are cel mai spectaculos joc de la noi. E un jucător imprevizibil care oricând poate să-ți câștige un meci. Spune-ne despre Târnovanu. Cum se simte că l-am văzut la un moment dat? Erați chiar pregătiți de schimbare, nu? Am înțeles că nu e foarte grav. Sper să se refacă, să se recupereze cât mai repede, pentru că echipa are nevoie de el. Tavi Popescu înscrie astăzi și chiar îl întrebam câtă nevoie avea de acest gol. Da, corect. Mă bucur pentru el, dar mai mult mă bucură faza din care a marcat, pentru că jucătorii au fost altruiști și au pasat exact cum trebuie să facă o echipă mare. Dar cum le-ai simțit la antrenamente până acum? Era oarecum apăsat de faptul că nu reușise să înscrie? Nu neapărat, pentru că Tavi și când nu marchează, el poate să-ți dea o pasă de gol. Deci la el nu se rezumă doar un gol. E un jucător cu calități foarte bune și oricând poate să câștige și el un meci. Urmează meciul cu Universitatea Craiova, conform play-off-ului, da? Ce va urma? Cum se vede această întâlnire? E clar că va fi un meci greu. Se anunță cel mai interesant sau spectaculos play-off de până acum. Și îmi doresc ca fanii sau suporterii să vină în număr cât mai mare. Sper că va fi o atmosferă foarte frumoasă. Ce atu are FCSB în această luptă pentru titlu? Atul nostru este jocul, bineînțeles. Trebuie să ne aducem aminte că am venit de pe locul 14 și echipa arată bine în acest moment. Mulțumesc!